vaccinată și copilul meu nu e vaccinat, că nu vreau eu ca părinte. Cine ești dumneata? DGASPC, PSD, MML, să vii să-mi iei copilul. Uite, nu vreau să-l vaccinez, că nu vreau. Dar nu vi-l ia nimeni. Dar nu vi-l ia nimeni pentru că nu e vaccinat. Păi așa, nu scrie, legea. Așa scrie aici, aș citi legea? Nu. Nu. Nu aș citi-o, că scrie aici. Mai rămâne să citească și domnul Coarnă să se convingă. Eu aș citi aici. Dacă părintele refuză schema de vaccinare, îi se poate lua copilul. Scrie în lege. Dar avem la articolul 5, dacă sunteți un pic atent. Pentru prevenirea separării copilului de familie, Serviciul Public de Asistență Socială are obligația de a sprijini familia care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil care poate fi în risc de separare. Litera A. Trăiește în sărăcie extremă. Avem 30% din populație în sărăcie extremă. Ce face DGASPC ca să înlăture sau să prevină această sărăcie extremă? Ce face? Cine decide care e limita de sărăcie extremă? Cine decide, frate? Începuse domnul Potin să clarifice câteva aspecte. Nu las-o să facă mod intenționat. Păi nu. Că dacă sar de la una la alta, lasă-mă să citesc acum, ia liniște, da? Avem 3 ore. Deci activitatea de prevenire a separării copilului, da? Deci e prevenirea unui dezastru, da? Separarea copilului e un dezastru. Prevenire. Bun. Și zice așa, coordonate. Promovarea principiului interesului superior al copilului și a respectării drepturilor copilului. E ceva rău până aici? Nu, dar nu ai problema de fond. Stop. Fundul nu e acolo. Promovarea bunăstării sociale, spirituale și morale, a sănătății fizice și mentale sub orice formă și prin orice mijloace pentru copilul expus riscului de separare de familie. Da? Da. Promovarea cu prioritatea valorilor familiale, a menținerii în familia copilului expus riscului de separare și integrarea lui în comunitate. Și participarea copilului în funcție de vârsta și gradul de maturitate și a familiei la deciziile care îl privesc. Bun, și ați întrebat de finanțare. Există un capitol care zice finanțarea. Da? Nu, hai să lămurim pe asta cu sărăcie extremă. Nu, hai să luăm de la început. Nu mai vreți. Păi să lămurim, mai e o chestiune, da, finanțare. Sărăcie extremă înseamnă lipsă de finanțare. Păi, domnule, dacă într-o familie o persoană cu dizabilități sau unul dintre copii are ADHD, autism, toate problemele... Înseamnă că ceilalți trebuie să... Ce faci, domnule, ei pe ceilalți? Da. Sau dacă unul este condamnat penal și are doi frați minori, trebuie să separăm minorii. Da. Deci cum e, domne, spune și mie cu dizabilitățile astea. Cosmin, cu asta eu cred altceva. Eu cred că sintagma asta cu prevenirea separării, de fapt, e cuiul lui Pepelea, frate. Deci... Nu. Haideți să vă mai citesc la articolul 3. Vă citesc două alineate. Au, copil, înseamnă persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani. Și la articolul D... Literal. Ascultați, situație de risc de separare. Deci prin ceea ce citesc eu înseamnă că angajații Direcției Generale de Asistență Socială poate să ia copilul oricând fără să te întrebe. Și zice așa, orice situație, acțiune sau inacțiune care afectează dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală ori socială a copilului în familie sau în comunitate pentru o perioadă determinată de timp, adică ți-l pot lua 12 luni, și care este constatată de către Serviciul Public de Asistență Socială. Traduceți-o pe asta. Vedeți articolul 7.1, ce spune? Păi citiți-l dumneavoastră. Nu, dar... E foarte vag, nu? Că e înainte-napoi, înainte-napoi. Adică... Dom'le, eu înțeleg că vreți să preveniți cazurile astea de abuz extrem asupra copilului, ținut nemâncat, legat în lanțuri, pe la țară, că vedem și noi, da, la televizor, imaginile și am făcut o grămadă de emisiuni pe tema asta. Dar nu așa! Uite. Nu așa! Aici, de fapt, dumneavoastră, Adriana, legea asta permite abuzuri. Adriana, stai că sare așa, totuși mai e mâine la vot în Camera Deputaților. Se pot face amendamente. Nu întâmplător discutăm despre asta. Dar mie mi se pare ciudat. Știți de ce toată lumea s-a inflamat și a văzut cumva o pedală pe care s-o apese așa din vari motive? Cine toată lumea s-a inflamat? Lasă-mă, toată lumea? S-au făcut petiții, s-au făcut... Da, petiția e făcută de mine. Și mai sunt azi care au tot din... Singura televiziune care... Că mă apucă nervii, poți să termin o frază? Singura emisiune a dumneavoastră, nu se inflamă nimeni. Poți să termin o frază? Mulțumesc. Ideea este așa, Cosmin Costa, eu așa cred, da? Că titulatura acestei legi, prevenirea separării, așa,
Dom'le, nu au mai vizit prevenirea. Ce înseamnă prevenirea? O, că se pară, ia copilul și nu știu ce. Să înveți omul. Eu îți răspund. Să înveți omul să n-ajungă acolo. Cam asta pricep eu. Și să ajuți omul să n-ajungă acolo. Și să ajuți omul să n-ajungă acolo. Adică îți dau exemplu, Adriana. Adică îți dau exemplu, Adriana. Ai o familie grea, ai pe cineva cu dezabilități, da? Tu ești o familie săracă, da? Vine statul teoretic. Și mi-a copii. Păi, domne, eu am un... Nu, Adriana, prevenirea! Prevenire, Adriana, prevenire, știi ce stai puțin, deci am o situație, din asta în familie, în care sunt doi copii într-o familie, dintre care unul cu un handicap neurologic, da? Ok. Mama ia ajutor de la stat, 1500 de lei, și stă cu copilul ca să-l îngrijească. Și nu se mai poate ocupa de al doilea copil, da? Ok. Și atunci vine statul și ia pe al doilea. Nu!